ziua și bine ne-a regăsit la Cercul Militar Mangalia, la cea mai frumoasă sărbătoare în existența unui artist debut. Și când Dumnezeu îți oferă șansa să ai un debut la care a invitat personalități ale lumii cultural-artistice din Mangalia, care sunt și la nivel național și internațional, și să răspundă invitației tale, înseamnă că faci parte dintre artiștii aleși ai lumii ca să se bucure de clipa aceasta de început. Pentru că vă mulțumesc frumos tuturor celor care am răspuns aceste invitații, ea, atunci când va deveni unul din marii reprezentanți ai artei românești, va avea caseta în care va urmări cine a fost alături de ea la primii pași. Și știți cum este. Când ești alături de un om minunat la început de drum, înseamnă că n-ai uitat niciodată că și tu ai fost la început de drum. La Cercul Militar Mangalia, astăzi, la Comitetul Național Român pentru Drepturile Copilului, filiala Constanța, în dedicat Zilei Mondiale a Familiei, ce lucru extraordinar de frumos se întâmplă astăzi aici, pentru că o să înțelegeți ce fel de familie extraordinară a fost invitată astăzi aici, să fim alături la vernisajul expoziției de desene în creion a tinerei artiste Rodica Cristiana Marin. Portrete în dialog. Și sper că o să observați și mulțumesc domnului Nicolae Găgeanu, care alături de domnul Marin, tatăl acestei minunate artiste, au reușit să creeze un început și până la actuala evoluție la care a ajuns tânăra artistă. Mulțumim șefului garnizoanei Mangalia, comandor Petre Căpârâ. Mulțumim șefului Cercului Militar Mangalia, inginer Naum Diana. Mulțumim mass mediei noastre, Ziua de Constanța cu Jet Liber, ediția de Sud, doamne Anca Niculescu, Telegrafului, Televiziunii Mangalia TV, domnului Rugea Ionel, care face parte din 10 oameni de valoare câștigați aseară și reprezentând Mangalia, dintre care... Așa că, iată, Cristiana, și unul din cei 10 oameni de valoare ai Constanței sunt astăzi să ne filmeze evenimentul mass mediei, așa cum am spus, și să nu uităm pe miraculosul și extraordinarul scriitor, pictor, compozitor și toate calitățile frumoase pe care le poate îndeplini un om în existența sa pământeană, domnul George Șerban, care este TV Solteris. Și cum ne stă bine, mulțumim tuturor celor care au răspuns invitației noastre. Doamna directoare o să vă spună mai ales aceste elige extraordinare care face parte de aici din Cercul Militar Mangalia. Și cum ne stă bine, mulțumindu-vă că astăzi sunteți aici alături de noi, într-un loc în care Dumnezeu a binecuvântat evoluția spirituală, în care a binecuvântat evoluția culturii și în toate aspectele ei, o să dau cuvântul doamnei șef a Cercului Militar, inginer Naum Diana, unul din mari oameni din 10 pentru România. Doamna Naum Diana. Mulțumesc foarte mult, Emilia. O să vin tot la acest microfon, că se aude mai bine, stăm prost cu tehnica, din păcate, dar asta ne împiedică să ne bucurăm astăzi. Pentru mine este o dublă ipostază, cea în care vă vorbesc acum, cea de șef al Cercului Militar Mangalia și cea de președinte al Comitetului Național Român pentru Drepturile Copilului, filiala Constanța. Am ales să fim astăzi aici pentru a sărbători Ziua Mondială a Familiei, în data de 15 se sărbătorește, noi o sărbătorim în avans, cu o expoziție foarte frumoasă a Cristianei. Pe Cristiana, ca poveste, trebuie să spun că o știu de foarte mică, dar n-am bănuit cum a evoluat și cum este adolescenta de astăzi și ce artistă minunată este adolescenta de astăzi. Pe Facebook
Iată cum și noi la vârsta asta mai înaintată mai folosim Facebook-ul și aflăm lucruri. Am aflat că este fiica lui Adi, pe care îl știu iară de foarte mulți ani, cred că de 20 de ani. Și mi-a readus aminte de momentele petrecute împreună, când Adi m-a ajutat cu niște fotografii extraordinare pentru organizația de care v-am vorbit mai devreme. Am făcut afișe pentru organizație, am făcut fotografii pe care le-am popularizat. Și am văzut ce face. I-am propus să facem o expoziție și, spre mirarea mea, la vremea aceea, am constatat că nu avusese o expoziție personală. Ori, după ce am vorbit cu doamna Emilia Dabu și cu domnul Nicolae Găgeanu, ne-am hotărât să facem în mai această expoziție de debut pentru Cristiana, o expoziție personală care să-i amintească mereu de plaiurile dobrogene, de oamenii pe care i-a întâlnit și oamenii care o îndrăgesc. Să-și amintească, sigur, și că profesorul e tot din Mangalia. Nu, domnule Vitil, sunteți din Mangalia, drept urmare, iată că te leagă foarte multe lucruri acum de Mangalia. Mai mult decât până acum. Expoziția de astăzi, nu o să vorbesc despre lucrări, o să vorbesc decât despre faptul că este foarte frumoasă, îmi place foarte mult mie ca om, îmi place ce a făcut Cristiana, ce a desenat, foarte frumos, foarte expresive lucrările ei și mă gândeam ce oameni a reușit să-i transpună doar din creion pe o bucată de carton. Foarte frumos. Mă bucur că noi suntem gazdele acestui debut. Mă bucur că sunt alături de mine colegii mei de la Liga Maiștilor Militari de Marină, filiala Mangalia, pentru că au dat curs invitației de astăzi și sunt sigură că o să le placă și sigur, îți spun din culisele adunărilor noastre, sigur vor spune, haideți să vedem când facem o expoziție cu Cristiana și pentru noi și cu ocazie a Ligii Maiștilor. Cred că nu mă înșel când spun asta, nu, domnul președinte? Sigur. Iar. Din partea Comitetului Național Român pentru Drepturile Copilului, te felicit, ești voluntară, acest lucru nu-l știați. Ea deja face voluntariat împreună cu Nicu Găgeanu, au fost la o școală din Constanța pentru a picta pereții școlii. Nu știu exact ce faceți acolo, n-am văzut, dar mi-a spus Mihaela Căruțașu că faceți o treabă extraordinară. Deci e și voluntară. Și sperăm să fie și voluntarul organizației noastre. Drept urmare, din partea Comitetului nu pot decât să te felicit că ai început Săptămâna Națională a Voluntariatului cu această expoziție și o să te rog să vii lângă mine. Pentru că din partea organizației doresc să-ți dau o diplomă. Așa. Și aici este un mic aport, o mică contribuție pentru ramele pe care tu le-ai lucrat așa de frumos. Să contribuim și noi cu ce putem să ajutăm să se întâmple lucruri. Felicitări, Cristiana! Și să sperăm că ne vom mai vedea. De altfel, i-am promis mai mult tatălui ei decât ei. I-am promis că o să ne mișcăm ușor și către localitatea noastră de suflet din Bulgaria, către Șabla, astfel încât să ducem și acolo o parte din bucuria pe care noi o simțim astăzi. Vă mulțumesc foarte mult și să o încurajăm pe Cristian. Vă urmăriți cu foarte multă dragoste pe Cristiana și văd cum emoțiile cresc, cum este o tânără adolescentă de 15 ani care încearcă să înțeleagă cu adevărat lumea din jurul ei, se întreabă dacă este adevărat ceea ce noi oferim astăzi, dacă oamenii mari nu exagerează, din discuțiile avute cu ea, am simțit-o punându-și foarte multe semne de întrebare frumoase, pentru că este o clipă frumoasă, pentru că îi plac, iată, crinii irișii, trandafirii roșii,
pentru că este născută pe 19 decembrie și este săgetător și stă întotdeauna, deci nu vă sfătuiesc să vă apropiați prea mult de săgetători, pentru că au un arc întins spre noi mereu, pentru că la 4 ani a început să picteze, pentru că primul portret l-a făcut mamei, pentru că această minunată ființă l-a avut profesor, că nimic nu este întâmplător în viață și în univers. În clasele 5-8 l-a avut profesor pe un mare pictor al nostru, național și internațional, pot spune, pe acest minunat pictor, Marian Vintil, așa cum a spus și doamna șefa cercului militar, Naumliana, este de aici din Mangalia, își amintește cam rar că este de aici din Mangalia, nu mă pot abține, pentru că sunt valori care probabil se va face și la noi, la Mangalia, așa cum se fac valori ale Mangaliei, care ne reprezintă, dar nu sunt în Mangalia și locuiesc așa, acolo unde i-a trimis viața. Această minunată Rodica Cristiana Marind, pentru că este ziua familiei pe 15, face parte dintr-o familie cum rar am întâlnit. Și sfătuiesc să rămână așa, să nu dea voie anturajelor sau relațiilor sau cunoștințelor să se amestece în familia lor, pentru că sunt o familie de lumină. Și mă refer la doamna mămicuță Mihaela, care este un om care potrofește dintr-o suflare și se cunoaște și în pictura fetei că i-a transmis această stare de cotropire. Mă refer la frățiorul mai mic, Mihai, care e născut pe 15 ianuarie de ziua lui Eminescu și care are o dragoste, cum numai în poezie se poate întâmpla, vis-a-vis de familie și de omul de lângă, de surioara lui, mai ales că e surioara mai mare și trebuie să asculte, așa cum și când sunt băieții mai mari, surioarele mai mici trebuie să asculte de frățiori. Și mă refer la domnul Nicolae Adrian Marin, acest tată extraordinar, care și-a încurajat copilul, care și-a alocat banii pe care putea să-i cheltuiască pe orice altceva decât pe ramele acestor extraordinare portrete de care vă bucurați. O să avem alături de noi oameni care ne vor aduce în lumea artei, în lumea istoriei artei, ceea ce m-a fascinat pe mine întotdeauna la portretele Cristianei sunt ochii. Rare ori am văzut oameni maturi și de la Popa Popas mă refer încoace, care pot să redea cu atâta acuratețe, cu atâta, deci numai un suflet de copil poate să redea o privire cu atâta frumusețe și cu atâta sinceritate. Îți mulțumesc frumos, Cristiana, pentru toate lucrurile acestea frumoase pe care le-a adus în dar și bineînțeles că există un critic de artă aici la noi, la Mangalia, un critic de artă doctor în arheologie, dar este doctor. Doctoratele, după ce le obții, se numesc doctor, da? Ești doctor în acel domeniu. Există un om de suflet căruia nu am cuvinte să-i mulțumesc, pentru că oamenii valoroși cu adevărat sunt oameni de suflet. Și îmi pare rău de multe ori când mari personalități mi-aș fi dorit să aibă și acea stare de suflet și de lumină pe care o are doamna Tatiana Udovescu, critic de artă, doctor, om de cultură și om care... Deci eu personal nu am cuvinte să-i mulțumesc de fiecare dată gestului domniei sale de a participa acolo unde se naște, acolo unde există cu adevărat o picătură de frumusețe. Iar aș dori să fie mai multă lume așa cum este domnia sa, doamna Tatiana Udovescu. Vă mulțumim! Bună ziua! Mulțumesc pentru cuvintele frumoase adresate. Participăm acolo unde este frumos, acolo unde simțim că e nevoie de noi și unde e mai mare nevoie de susținere decât la un debut. Acum câteva luni, când în cadrul unui alt eveniment cultural de aici, de la Cercul Militar, într-o expoziție de pictură, ne-a fost prezentat, printre altele, un catalog cu desenele Cristianei, așa o voi numi în scurta mea intervenție astăzi, așa se semnează și pe lucrări.
trăgând cu coada ochiului așa, neapucând să văd cu atenție exact toate lucrările, a fost așa, un șoc de moment. Dom'le, despre cine e vorba, cine e, lucrările sunt bune când le expune. Și mare a fost bucuria atunci când am aflat că va urma expoziția sa personală. E un copil dăruit cu talent, un copil dăruit cu noroc de a se naște într-o familie de unde a deprins niște obiceiuri, unde a avut ocazia să vadă niște lucruri, într-o familie de artiști, să spunem așa, chiar dacă domnul Marin este fotograf și fotografia face parte din artă, tot o artă este, și acea tendință spre a studia dincolo de reprezentare și psihologia portretizatului, e iarăși o deprindere pe care, la vârsta ei destul de fragedă, deja o însușește, o stăpânește. De-aia aceste tablouri mi se par vii. Astăzi vom fi cândva cea de-a treia persoană care intervine în acest dialog între artist și cel portretizat. Vom fi cei care vom lua practic ce a dorit să ne reprezinte tânăra artistă. Ca și categorie, din punctul meu de vedere, și-a ales o categorie, un gen artistic destul de complicat, pe care nu-l alege orice artist. Adică un copil, un tânăr artist, ar trebui să înceapă cu niște lucruri mult mai ușoare, care îi sunt la îndemână. Cristiana a intrat într-un domeniu discutabil. Știm despre portret că este un gen care a apărut destul de devreme, încă din antichitate, să spunem așa, și care a fost practicat sau abordat de diferiți artiști în diverse epoci, cu o predilecție mai mult sau mai mare. Pare practic un subiect facil, fiindcă natura este în fața ta. Nu trebuie să interpretezi prea mult, ți este la îndemână, doar îl rotești, îl așezi așa cum îți convine și de acolo iese portretul. Din punctul ăsta de vedere, unii artiști nu îl abordează, crezând că e o chestiune facilă. O altă latură ar fi că e un gen prea complicat. În portret, dacă nu atingi acea esență a portretizatului, dacă nu-i descoperi acele note distinctive pe care le are personajul, practic nu ți-ai atins scopul. Și aici vorbim de acele perioade unde portretele deveneau ca niște ștanțe, practic, ca niște reproduceri, efectiv să-i portretizeze naturii exteriorul, practic, nemergând dincolo către interiorul personajului. Vorbim de epocele care n-au apus sau au pus prea de curând. Din ce vedem astăzi, tânăra artistă a abordat ca și categorii de vârstă, să spunem așa, și a ales natura de la prunci, copilași, cu o privire atât de vie și de expresivă, până la portrete de familie, unde acea gingășie, tandrețe între mamă și copil este evidentă și ca un apogeu a tot ceea ce avem astăzi reprezentat sunt aceste portrete ale persoanelor vârstnice care, din punctul meu de vedere, nu știu, sunt extraordinare, dar mine m-au cucerit. Într-adevăr, privirea într-un portret cu ochii, acest simbol al sau poartă către sufletul fiecărei persoane, a reușit să-i capteze foarte bine artista. Deci, pe partea de tehnică, chiar dacă stai foarte bine și va trebui să mai lucrezi și să-ți exersezi mânuța a reprezenta cert și fără tăgadă tot ce înseamnă desenul, pe partea asta de psihologie, de dialog cu persoana, eu zic că ți-ai atins scopul și este un punct foarte al tău. Chiar dacă ne-a speriat doamna Dabu că de un scorpion nu te apropii așa ușor, nu ne apropiem de săgetător, pardon, de
avem scorpion acasă, nu te apropii nici de la foarte ușor, da? De săgetător, dar cu siguranță ne dorim să ne apropiem de tine ca și artist. Să ajungem în lista ta de persoane pe care ți le-ai dori să le portretizezi. De ce nu? Îți prevăd un viitor foarte bun în acest domeniu. Îi spuneam și unui alt artist din Mangalia care are velietăți de portretist foarte bune că suntem într-o zonă unde tot ce înseamnă reprezentare umană e deficitară. Adică știm din istoria artei acele reprezentări ale minorităților conocuitoare, portretele de turcoaice, de tătari, deci tot ce face, nu știu, tot ce-i sarea și piperul locului, care au niște trăsături distincte, care pentru un artist sunt o provocare, practic. Și îți recomand să cauți acele chipuri, să le descoperi și să dai, nu știu, culoare, o notă distinctivă acestei zone din care facem parte. Draga noastră Cristiana, ca la debut, nu putem fi nici foarte exigenți. Mă bucur că suntem într-o atmosferă festivă, alături de profesorul care ți-a dat primele lecții de desen, alături de cei din familia ta care cu siguranță te vor sprijini și îți vor fi alături, alături de iubitorii de artă din Mangalia. Te felicit și pentru truda pe care ai depus-o cu acele rame, care sunt absolut reușite. Sunt impresionante. De obicei artistul caută varianta de ramă, că rama de obicei ori potențează efectul unei lucrări sau din contra o cam subjug așa. Ramele sunt foarte reușite, tendința este de a privi tabloul, de a privi lucrarea, nu de a privi rama. Ai impresia că lucrarea încă se află pe un șevalet și îți vine acum să o desprind, să spui gata, pe asta am încheiat-o și o desprind. Ai depus o muncă extraordinară. Am dorit să te cunoaștem și pe partea de culoare. Cred că și acolo ai multe de spus. Ai pornit pe un drum deja artistic. Nu știam că ești elevă la Liceul de Artă Regina Maria și de acum încolo, încă câțiva ani, cu siguranță îți vei perfecționa tot ce înseamnă tehnică. Încă o dată te felicit, copil frumos, pentru lucrările tale minunate pe care le-ai expus astăzi, iar noi cei... Să ne bucurăm alături. Da, să ne bucurăm alături de tine și te vedem crescând profesional. Te mai invităm la Mangalia, te invităm să descoperi și peisajul de aici și în următoarea expoziție, cu siguranță, îți vom fi alături. O expoziție în culoare, de data asta. Felicitări din tot sufletul. Mulțumim frumos! Totuși, sunt foarte puțini tineri artiști care la 15 ani, la debut, se bucură de prezența unui critic de artă. O să-ți prindă bine mai târziu. O să-l invit alături de noi pe Nicolae Găcean, unul dintre oamenii de suflet și de spirit, de care ne bucurăm decât atunci când are propriile vernisaj. Dar domnul Nicolae Găceanu este omul care de fiecare dată, la fiecare expoziție, este alături de eroul acelei expoziții, ajutându-l, îndrumându-l, făcându-l să se simtă bine, să se simtă iubit, pentru că mari artiști așa sunt. Rare ori descoperim artiști care, din prea plinul sufletului lor, oferă și celorlalți. Și sunt fericită că domnul Nicolae Găceanu, artist plastic de excelență la nivel național și internațional, un mare nume și un mare pictor, colegul nostru de la Clubul Artelor Solteris, de la Asociația Artiști Dobrogin, membru al Uniunii Artiștilor Plastici, dar, dincolo de toate, un mare, mare om. Sunt foarte rari artiștii care ajung în echilibru cu personajul pe care îl reprezintă. Iar domnul Nicolae Găgeanu este și om și artist. Și mi-aș dori foarte mult să existe asemenea relație mereu între artiștii cu care ne întâlnim și care, dar cel puțin aici la Clubul Artelor Solteris, aici la Cercul Militar Mangalia,
Ne-am bucurat numai de oameni care sunt în echilibru acesta de frumusețe. Domnul Nicolae Găgeanu. Și eu am spus foarte puțin. Emilia, ca întotdeauna, este foarte amabilă și foarte... Ce să spun? Sunt într-o situație puțin delicată, în sensul că pentru mine a fost o adevărată surpriză. Tot a fost foarte repede, adică la modul că știți când se face o expoziție, se fac discuții. Nu, facem, panotăm și trebuie să recunosc că marea surpriză a fost, nu mai țin minte, când am văzut albumul acum o lună, două? Trei luni. Și am zis, eram noi așa într-o vervă toată lumea și am zis, băi, nu se poate. Trebuie să prezentăm, pentru că noi, cei care vedem, știm talentul nativ cu care s-a născut Cristiana, este un lucru de care trebuie să te bucuri. În primul rând, tu, părinții, și trebuie să-i faci și pe ceilalți să bucure. Este punctul meu de vedere. Numai că talentul nativ este talentul nativ, el trebuie educat. Pentru că altfel rămâne un talent nativ. Deci lucrul ăsta s-au ocupat profesioniști, gen domnul Marian, gen ceilalți care... Asta de aici încolo e de lucru. Vreau să spun că am avut mare satisfacție să cunosc pe amândoi, mai mult, ieri la expoziția noastră la Biblioteca Județeană, și vreau să spun că ne-am descurcat foarte ușor, ca să sar așa din trana trata, să nu fac un discurs de asta așa, și cu panotarea, și cu prezentarea, și cu tot ce trebuie. Ce vreau să spun? Felicit foarte mult familia. Este foarte important. Toți cei care suntem în domeniul artei și pictăm, știm că Dumnezeu ne-a dat cumva ceva. Nu-i suficient. Noi trebuie să ne educăm. Educația este foarte importantă de aici înainte. Eu felicit pe toată lumea și vă doresc multă sănătate. Mulțumim domnului Găgeanu, mulțumim omului și artistului Nicolae Găgeanu. Totodată trebuie să-ți mai spun că în sală sunt cadre didactice, profesori de excelență, sunt poeți cum este Ramona Opriș, sunt alți mari pictori cum este domnul Alexandru Ghina, tot de la Asociația Artiști Dobrogeni, tot membru al artiștilor plastici, dar spre bucuria mea personală, nu știu cât te-ai bucurat tu sau cât te-ai mirat tu, dar așa cum am spus, domnul artist, domnul membru al Uniunii Artiștilor Plastici și al Artiștilor Dobrogeni, domnul Marian Vintilă, pentru care eu am o admirație așa mai specială, și asta s-a întâmplat când a fost acea frumoasă participare la Antologia de Cultură și Artă Solteris, atunci am descoperit cu adevărat arta interioară a domnului Marian Vintilă. Pentru că așa, ca profesor, l-ai cunoscut în clasele 5-8, ca ființă umană o cunosc toți ceilalți în relațiile lor. Eu am ajuns să-i cunosc pe artiști, citindu-le tablourile sau cărțile, sau ascultându-le muzica. Acolo le descoperi sufletul, îi descoperi pe ei de dincolo de ei. Și de aceea sunt foarte fericită că domnul Marian Vintilă este tot de aici, din Mangalia, se hrănește tot din această zonă de frumusețe. Și dacă aseară au fost 3, au fost 10 pentru Constanța, din care 3 au fost din Mangalia, sunt sigur că vor urma alți oameni minunați care, deși sunt pentru Constanța, pentru România sau pentru Europa, sunt de aici, de la noi, din Mangalia. Domnul Marian Vintilă. În primul rând, să vă spun și eu bună ziua, să vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vreau să o felicit de prima dată pe Cristiana, care mi-a fost elevă în cadrul liceului Nicolae Dumitrescu, în clasele 5-8, și s-a remarcat printre elevi. Ceea ce vedem așezate pe simeze, pe lângă talentul și dărmirea pe care o are această tânără artistă, pentru că
trebuie să menționăm că este deja o artistă. În spatele a ceea ce vedem este o muncă titanică. Și lucrul acesta ne poate confirma orice artist care este în sală. Nu este suficient talentul în arta plastică și nu numai în artă, talentul este într-un procent mult mai mic. În spate este o întreagă muncă și de fiecare dată le menționam lucrul acesta și Cristiana cu siguranță își aduce aminte, le spuneam că talentul neșlefuit rămâne la un anumit nivel. Este la fel ca acel, dacă îmi dați voie comparația, ca acel jucător care nu merge odată la antrenament de două ori, de trei ori, în momentul în care este introdus pe teren, nu o să mai dea randament, indiferent de cât talent are. Dar spuneam că talentul acestei tinere artiste este mai presus decât vârsta pe care o are, o vârstă fragedă, dar putem observa că și-a atins scopul în ceea ce privește portretistica, care, într-adevăr, amintea doamna critic, este un gen al operei de artă, al artelor plastice, destul de greu. Și vă spun și din... Știu, asta am spus, am reamintit lucrul acesta. O spun și în calitate de artist. Sunt puțini cei care au ceva ani de experiență în spate, care pot aborda astfel de portrete. De ce? Pentru că pe lângă elementele de limbaj plastic propriu-zise, folosite în arta plastică, portretul ca și gen înseamnă volum, înseamnă expresivitate și putem vedea și expresivitate și expresii ale portretelor. Ferestrele, ochii care reprezintă ferestrele sufletului, Cristiana a reușit să le redea. Și mă bucur, în primul rând, că mi-a fost elevă și cu siguranță nu o să se oprească aici colaborarea între mine și ea. Vreau să mulțumesc și părinților care sunt implicați în totalitate și o susțin. Nu știu dacă știți, dar are un atelier superb. Cred că și noi, artiștii mai cu ceva experiență, ne-am dorit așa ceva. Menționez că eu nu am ce are Cristiana acasă și lucrul acesta se datorează în totalitate părinților. În ceea ce privește ce spunea doamna, că am uitat că sunt din Mangalia. Nu, n-am uitat, cu siguranță. Am spus că veniți rar prin Mangalia. Vin rar pentru că conjunctele de așa natură. Dar însă, nu ne dor de dumneavoastră mai des, de asta am vrut să spun. Dacă toți sunt aici, vreau să promit ceva și probabil că nici Cristiana nu știe lucrul acesta. Vreau să-i ofer așa o surpriză și să-ți propun să facem o expoziție aici în Mangalia, pentru că mă bucur că ai debutat în orașul în care eu m-am născut și am copilărit. Să facem o expoziție eventual chiar în toamnă, indiferent că este de culoare sau grafică, sau poate un mix între grafică și culoare. Și tot amintind de lucrul acesta, pentru că sunt directorul Departamentului de Arte Plastice în cadrul Artiștilor Dobrogen, ca o surpriză, o să devin membru al Artiștilor Dobrogen. Îți prevăd un viitor fantastic. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi și dacă tot domnul profesor care a remarcat talentul din clasele 5-8 și a ajutat-o mai departe și acum i-a oferit aceste bucurii, pentru că așa este frumos, cu câte descoperă mai multă lume, cu atât este mai bine să fie promovat. Dacă tot ați vorbit de atelierul fabulos pe care îl are și noi nu știm, dar ne bucurăm că există, înseamnă că, așa cum am spus astăzi de ziua familiei, este într-adevăr o sărbătoare. O să-l invit alături de noi pe domnul Adrian Marin, pentru că se mai sporesc puțin emoțiile prea iubitei noastre Cristiana, dar o să-l invit alături de noi și probabil gândul dânsului atunci când
a fost alături de mama ei, s-a gândit că dacă va avea un copil, acel copil să fie un artist care să, cu adevărat, să picteze, cu adevărat să fie artist, ceea ce dânsul a făcut în artă fotografică, iată că prințesa domniei sale face în artă, în pictură. Și așa cum ea este deja realizată, acum trebuie să mai muncească și mă bucur că domnul profesor probabil va găsi timp să-i mai dea câteva lecții de evoluție spirituală. Mulțumesc din suflet! Iată că la Mangalia Angelii lucrează. Domnul Adrian Marin, omul acesta care cu adevărat crede în destinul și alături de soția extraordinară, doamnă Mihaela Marin. Nu știu cum, dar știți că totdeauna în spatele unui bărbat puternic se află de fiecare dată o femeie și mai puternică. Deci, momentan, acestui minunat tată care se poate mândri că a creat și faptul că a creat aceste rame, faptul că are acel atelier de pictură, denotă că familia românească este atât de puternică și atât de frumoasă. Mulțumim, doamnă președintă, acestei organizații a dreptului copilului extraordinar. Domnul Adrian Marin. N-am să vă simt prea mult, pentru că eu nu sunt obișnuit de după în spatele camerei cum ar veni, dar m-a făcut foarte fericit, însă astăzi mă bucur că sunteți prezenți, mă bucur și țin să vă mulțumesc în numele fetiței mele. Și mai este un aspect pe care aș vrea să-l menționez. Este un atelier de tâmplărie, nu este un atelier de pictură, da, la încă lucrăm, pentru că eu aș vrea să găsească o alternativă, un fel de colaj între pictură, desen, și lemn. Lemnul în sine, care este tot la fel o artă și pentru cine îl înțelege, bănuiesc și știe cât de bine și frumos se poate lucra și cu lemnul. Eu am această pasiune, i-am dat-o și fetiței mele, îi place. La început am mai păcălit-o puțin, nu era atrasă, recunosc, dar acum greu am mai scos și de acolo. Îi mulțumesc soției mele, pentru că altfel nu aveam cum să am această familie frumoasă de care ați menționat dumneavoastră. Și menționez totodată că și pe Mihai, sigur, o să-l vedem în orice altă carieră. Nu am să mă las, sunt un tată care luptă pentru familia lui și ca să le doresc tuturor celor care au familie și înțeleg foarte mult acest aspect. Mulțumesc încă o dată tuturor care v-ați implicat personal, care mă cunoașteți și care m-a sensibilizat. Eu am emoțiile mai mari, probabil, ca ale fetei mele, dar sperăm că data viitoare am să mă reglez în tot ceea ce se spune despre cum. Vă mulțumesc ție mult, foarte mult, Cristiana, și sper că tot ce s-a vorbit aici să se și întâmple. Mulțumesc! Deci, absolut tot ce s-a spus până acum, tot ce am spus noi la oaltă până acum, n-au reușit să aducă în privirea acestei miraculoase ființe, care se numește Rodica Cristiana Marin, o lacrimă. Cuvintele tatălui, în schimb, au adus lacrima aceea pe care o merităm toți, lacrima artistului. De aceea, cu dragoste și în aplauzele dumneavoastră, o să invit aici alături de mine, pe Cristiana. Și nu reușește să fie fericită. Iar Mihai, fiul domnului Marin, este născut pe 15 ianuarie. Deci face parte din epoca Eminescu. Așa că tot în artă va găsi refugiul acela de care are nevoie. Cristiana, cum te simți la 15 ani în fața unor oameni extraordinari care sunt fascinați de acele imagini extraordinare pe care le-a adus în dar, care sunt fascinați de harul tău, de darul tău, de iubirea ta și mai ales de tăcerea ta frumoasă pe care o reprezinți prin toate portretele și prin cele mai grele portrete, pentru că de la naștere până la bunica de acolo este o stare, de fapt, o evoluție a întregii vieți. Iar tu ai reușit să străbați la 15 ani această evoluție. Și nu mai fi așa frumoasă. Te rog frumos să vorbești. Bună ziua! Încerc să scap de emoții. Mă bucur foarte mult că sunteți astăzi prezenți.
Vreau în primul rând să mulțumesc persoanelor care sunt alături. Vreau să mulțumesc Circului Militar Mangalia. Mă bucur că am trecut peste faza de critică. Chiar am trecut foarte bine. Mulțumesc doamna Tatiana Odobescu. Trebuie să vă mulțumesc și dumneavoastră, doamna Elina. Acum vrei, vreau să mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și domnului Ionel Rugea, domnului Nicolae Găgeanu. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați aranjat lucrările. Păi vreau să vă explic în primul rând numele expoziției, Portrete în dialog. De ce am ales dialog? Păi aici vorbim de dialogul meu cu lucrările mele, cu eu-ul meu. Dialogul dintre expresiile și gesturile pe care le-am reprezentat, dialogul dintre oameni. Am vrut să arăt exact cum facem noi dialogurile, iar eu am reușit, cred că am reușit să fac asta prin lucrări. Da, am intrat pe portrete. E mai complicat, dar și îmi place. Portretele, pe lângă alte subiecte din artă, mi se par mult mai expresive. Expresivitatea lor spun multe. Până și un zâmbet îți oferă o căldură interioară, îți străbat mai multe sentimente. Aici sunt studii pe care le-am făcut. Știu că mai am de evoluat foarte mult. Am exerciții de lumină și umbre, expresiile faciale. Vă transmit prin lucrările mele o poveste, o poveste vizuală și dacă am reușit asta, mă simt mândră de mine și mi-am îndeplinit misiunea. Mulțumesc foarte mult că sunteți astăzi aici și sunt foarte încântată de debutul meu. Vă mulțumesc foarte mult! Da, deci poți să ajungi și în cadrul armatei, pentru că deja ți-ai îndeplinit misiunea, deci expresiile sunt deja de ale cercului militar, poți oricând să beneficiezi de această stare de frumusețe. Că poți să fii un comandant frumos, care îți face expozițiile personale, nu mai trebuie să apelezi la nimeni decât la propria ta persoană. Mulțumesc frumos pentru dialogul cu eu-ul tău personal. Asta îmi dă mie răspunsuri la multe întrebări pe care le-am avut mai devreme, la discuțiile pe care le-am avut mai devreme. Tânăra generație este foarte evoluată și așa trebuie să o apreciem ca oameni care înțeleg mai multe decât ne imaginăm noi că ar putea să înțeleagă. Întotdeauna, pentru fiecare artist care își prezintă opera aici la Cercul Militar Mangalia, există un moment dedicat acelui artist și momentul acesta special pe care l-am pregătit astăzi pentru tine va fi început, vei asculta două prietene de ale tale, de lumină, de la Teatru pentru Copii și Tineret Magic, Teatru Experimental Magic al Cercului Militar Mangalia. Și voi începe cu minunata Raluca Tunsu, pe care o invit alături de noi. Floare omenească. Floare mea frumoasă, floare de cristal, ninge cu iubire, ninge ancestral. Și te văd albastră și te văd de stele, floarea mea de ceruri, floarea vieții mele, ce mireasmă sacră de crin prin ciar, floarea mea de soare, ori de chihimbar, carnizor de arii, carnizor domnești, floarea mea de dar, unde hoinărești, floare puritate, floare nesupusă, te aștept, vezi bine, de întrebări răpusă. Tu m-ai amăgit, floarea mea de cer, eu doar te-am iubit, sfântul meu mister.
Floarea mea lumină, unde ești acum? Eu sunt azi în munți, am de ieri alt drum. Dar te știu lumină, te privesc cerească. Floarea mea divină, floare omenească. Și te rog îngerul te va încerca să înviți că în viață porci și steaua ta. Pe care Raul Guatunsu ți l-a dedicat, scris de Emilia Dab. Și a invitat alături de noi pe Natalia Opriș, care ne va recita un minunat poem scris de doamna Ramona Opriș. Doamna scriitoare Ramona Opriș. Fără cântec, tu ce faci, înger? Pe cine mai asculți când nu-ți vorbesc? Sunt mică, cât o clapă de pian și măruită doar în praf de steli. Reflexia ce mi se vede acum în geam scripește ca o salbă de mărgele. Așa, prea adâncită în destin, dansez pe clape încă prăfuite și aș bea și cupe pline de venin de mi-ar rămâne zilele înmărmurite. Încerc să scriu o piesă pentru mine, dar nu vrei tu, piane, să mă asculți, căci greutatea ce mi se apasă în minte te lasă rece, sovru și tăcut. Ador într-un final și fără cântec pe alte două clape de pian și parcă aud un chilipir de sunet, dar e târziu acum și nu am an. Felicitări! Și în încheierea acestui minunat moment pe care îl pot prelungi, pentru că o să vă rog frumos fiecare dintre dumneavoastră să scrieți două gânduri în caietul de impresii. Apropo, de ce vă spuneam mai devreme că debutul nu se uită niciodată, prima dragoste nu se uită niciodată, la fel și primii pași în viață, dacă ai părinți care să ți-i filmeze sau să ți-i pozeze. Un invitat special tot pentru sufletul tău, pentru că astăzi este ziua tinerii generații, iar aici la Cercul Militar Mangalia, oamenii tineri sunt respectați și apreciați. Va fi susținut de un elev al Liceului Teoretic Aladis, de aici de la noi, de Mangalia. Un tânăr extraordinar, de valoros și care este un autodidact și care iubește și respectă muzica pe sufletul lui și de fiecare dată îndrăznește să vină către noi cu o muzică atât de specială, încât așa cum este expoziția ta, așa de fiecare dată, la fiecare moment pe care îl susține, Mihai Gabriel Carp, ne face să ne întrebăm de ce se crede că de la noi din România au fugit toate talentele, când de avea o fărâmă din talentul românesc a plecat afară, întregul talent și întreaga valoare a noastră omenească, românească, spirituală a rămas aici. Iar tu, draga mea Cristiana, iar el, Mihai Gabriel, faceți parte, la fel ca și tinerile care au fost mai înainte, faceți parte din aceste zau, din această zestre de frumusețe românească, pentru care vă mulțumim și cu care întotdeauna familia românească se poate mândri. Iar drepturile copilului și drepturile tinerilor de la noi din România, suntem noi cei care trebuie să le apărăm prima dată și de-abia pe urmă trebuie să lăsăm pe umerii altora. Mihai Gabriel Carp și muzica ta de mâine. Thank you.
Așa cum v-am rugat să nu uităm să lăsăm acolo câteva gânduri pentru a avea distinsa noastră prințesă și invitată, Cristiana, ce să citească atunci când va fi mare și când își va reaminti că undeva acolo, într-un colț de lume, la Mangalia, la cercul militar Mangalia, într-o primăvară frumoasă, toți îngerii au adus în dar clipa de astăzi. Și eu vă mulțumesc frumos pentru că ne-am reîntâlnit atât de minunat.